Noua administrație de la Casa Albă se bucură oficial de drepturi depline. La doar câteva ore de la preluarea mandatului de președinte, Joe Biden a semnat deja o serie de decrete prezidențiale și noi funcții au fost aprobate în Senat. Au apărut și primele reacții în urma investirii noului președinte american, atât din partea susținătorilor săi, cât și din partea liderilor internaționali. La scurt timp de la instalarea la Casa Albă, Joe Biden a semnat 15 ordine executive pentru a reveni asupra unor măsuri luate de fostul președinte Donald Trump. Printre acestea se numără purtarea obligatorie a măștilor de protecție în spațiile publice, acordul pentru schimbări climatice de la Paris, oprirea retragerii Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății, dar și oprirea proiectului de construire a zidului la granița cu Mexic. And the first order I'm going to be signing here is relates to COVID, and it's requiring, as I said all along, where I have authority, mandating masks be worn, social distancing be kept on federal property, on interstate commerce, etc. So this is the first one I'm signing. În funcția de director pentru informații naționale a fost numită Avril Haines. Ea devine prima femeie care conduce comunitatea de informații din Statele Unite. În acest timp, susținătorii lui Joe Biden au ieșit pe străzile capitalei pentru a sărbători și a se bucura împreună de reușita acestuia. De asemenea, și numeroși lideri internaționali l-au felicitat și au urat succes pe perioada mandatului său. Printre aceștia se numără președintele României, Klaus Iohannis, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Boris Johnson, premierul israelian Benjamin Netanyahu, cancelarul german Angela Merkel, dar și alți premieri din Europa și nu numai. I really congratulate Joe and Kamala Harris on their achievement, on their inauguration today. It's a fantastic thing for America. It's a step forward for the country. Congratulations, President Joe Biden and Vice President Kamala Harris, on your historic inauguration. I wish you the greatest success. God bless the United States of America. Nu toată lumea s-a bucurat însă de noua funcție a lui Joe Biden. Ușile de sticlă ale unei instanțe de judecată din Seattle au fost distruse, iar o vitrină a companiei Amazon a fost vandalizată cu graffiti. În plus, mai mulți protestatari au ieșit pe străzile din Oregon pentru a contesta numirea în funcția de președinte a lui Biden, iar ulterior au spart ușile și ferestrele sediului Partidului Democrat. Refuzul lui Donald Trump de a da ochii cu Biden a creat o nouă premieră în istoria Statelor Unite. Transferul valizei nucleare, în care se află codurile celei mai puternice arme din lume, s-a făcut altfel decât impunea tradiția. Trump a plecat cu o valiză la reședința sa din Florida, iar Biden a primit o altă servietă cu un card de acces activat, iar originalul a fost adus ulterior la Casa Albă.